În altă zi, cafeaua de dimineață, la alt magazin mic, aici sunt vreo 3. Ieri am fost la unul, alaltă ieri la altul, astăzi la altul, în fiecare zi. Cred că o să beau câte o cafea, sperând la fiecare să nu se supere niciunul. Am dormit mult și tot obosit sunt. În schimb, problemele logistice cred că le-am rezolvat cu apartamentul unde stau sau căsuța sau ce-o fi. Cu scooterul am reușit în sfârșit să închirez acum 2 zile. Că ieri nu m-am dormit, n-am făcut mare lucru, am mâncat și am dormit. Acum 2 zile seara mi-am făcut rost de scooter. Trebuie să schimb bateria, dar nu ar fi problemă că prețul bateriei scade din costul final al scooterului. Așa cum încep încet să mă depărtez de casă, să explorez un pic zona. Ceva mai târziu o să merg la Bedugul, lacul sau zona Bedugul, nu știu ce-i lac sau noi lac. Dar știu unde e, aia e important. Deci nu e vorba de Danau Batur sau lacul Batur, ci de lacul Bedugul. Sper că așa îi zice, dacă nu așa îi spune, o să scriu sub numele corect. Asta e scooterul pe care l-am luat în chirie. Mergem să dăm o tură, să vedem cum merge camera de pe scooter. Să vedeți și cum e traficul. Semnalizează, claxonul e pe post de semnalizator, dar ideea e că toate încet se rezolvă toate.
Aici e plaja de la Sanur. Asta e un loc așa mai liniștit de venit la plajă. Cum e chiar miezul zilei, foarte cald și la umbră. Dar e bine venită, văd că se tot reamenajează pe aici. Pe toată insula, de fapt, nu numai zona asta, a fost închisă în timpul pandemiei. Turiști aproape zero, numai cei care locuiau pe aici. Și abia acum, încet, încet, se recuperează după COVID. Aici, în Sanur, sunt o grămadă de hoteluri sau resorturi care au acces direct către plajă. Practic, alea trece prin fața lor. Nu știu ce ca și plajă, dintre câte plaje are țara asta, chiar și insula asta, Bali. Dar pentru mine, care stau în Denpasar, în capitală, e un loc la vreo 20 de minute distanță pe scooter, foarte la îndemână. Pare că sunt zone care sunt ca în șantier sau șantiere. Nici nu mai știu ce-a fost aici înainte, că nu mai am așa memorie bună. Dar, cel puțin acum, hai să vedem peste gard. Pare părăsit? Mie așa mi se părea. Copia, da. Copita. Ar gane bere apa. Copita. Ok. Satu. Copita balinis? Ia. Copi biasa. Da, preț normal, 3000 de rupii. Preț standard de indonezian. 3000 de rupii înseamnă un leu. Așa, grosomodo. Da, ideea care e că m-am oprit totuși să iau o cafea de la oamenii ăștia de aici, nu m-am așteptat să fie chiar 3000 de lei, de rupii. Mai devreme am întrebat la terase, la ceva bar, cât e o cafea. Cafea, 45.000 de rupii, comparativ cu 3000. Deci ideea care e cu prețurile astea, nu că sunt zgârcit, deși un pic sunt, dar 45.000 de rupii înseamnă 3 dolari. 3 dolari înseamnă 15 lei românești, deci e mai scumpă ca în Cluj. Și de Cluj am fugit. Am fugit de frig și de Cluj. Deci e mult prea mult 45.000 o cafea. Am luat-o pe asta cu 3.000, la fel de bună. Acolo erau locurile în care se face masaj. Adică și mai demult era așa. Vii, te pui pe șezlong și l-am dat. Vin cetățeni să te întrebe de masaj, dacă nu vrei masaj. Dar erau mese gata, pregătite, cu doamne în acțiune. Gata cu plaja Sanur. Acum o să vedem dacă îmi găsesc scooterul, că nu știu numărul pe de rost. Doar știu că în spate e îndoit.
Asta e. Trebuie să-mi pun o fundiță sau ceva la oglindă.